Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialacademia.edu. Accelerează și distribuie cercetarea în lume și vom prezenta cum revedem profilul și încărcăm documente și videoclipuri. Deschidem în browser profilul nostru de pe academia.edu. Ne apar documentele pe care le-am încărcat în partea de jos, videoclipurile, și apoi ne apare descrierea noastră și poza profilului. Putem să încărcăm documente și videoclipuri din două locuri. Fie din partea de sus, unde scrie Upload, fie sub descrierea noastră, unde ne spune că avem 353 de urmăritori. Noi urmărim 294 de persoane și câți au văzut. Apăsăm pe Upload. Ce ne spune? Că putem să încărcăm documente. Ce documente? Hârtie publicată. Exemplu de hârtie care nu a fost publicată. Cărți. Disertații. Sau videoclipuri, prezentări de conferință, o cercetare, media. Ce dorim noi putem să publicăm? Vedem că este new feature, adică o nouă oportunitate pe Academia Edu. Mai întâi vom încărca un document. Apăsăm Upload document și încărcăm. Putem încărca PDF, Word, PowerPoint, apăsăm Nu sunt robot, dăm Continue. Și ce este? O lucrare publicată, un draft sau Other? Noi vom da Other. Și apoi adăugăm detalii. Titlul lucrării pe care noi o postăm. O scurtă descriere. Social media curation în education. În ce an a fost publicată, putem să adăugăm coautori și putem să adăugăm mai multe taguri sau interese. De exemplu, curation, virgulă, îl selectăm. Apoi avem social media. Vedem că 524.534 de urmăritori a social media. Și o secțiune. Papers, books, talks, teaching documents, drafts, book reviews, conference presentation, thesis chapters, conference presentation. Aceasta lucrare a prezentată la conferință internațională. Apăsăm Save and Finish. Ne întreabă, dorim ca documentul nostru să fie deschis la discuții și comentarii pentru colegi? Și apăsăm Yes. Și acum putem să invităm mai mulți colegi. Și în același timp putem să dăm Deselect All și să selectăm doar care dorim noi. Doar ce colegi dorim noi să ne adauge comentarii. Apoi apăsăm Continue. No thanks. Și documentul nostru a fost încărcat. Și aici ne zice dacă dorim să postăm ca și update, să ne apară pe profilul nostru și scriem
Curation in Education. În post. Bine. Am văzut, putem să încărcăm de sub descrierea noastră succintă sau avem aici din nou upload. Până se încarcă acest document, o să încărcăm și un videoclip. Mergem la upload. Și upload video. Apăsăm select file. Vedem că merge să aibă maxim 10 giga. Și apăsăm pe videoclip. Dăm deschidere. Titlu. Simbolul edu in education. Description, simbolul edu. Simbolul edu in education. Tutorial. Open educational resources. Next. Category. Avem aici, putem să punem altă categorie și o punem OR, adică Open Educational Resources. Add Research Interest, simbolul EDU. Curation. Și dăm Upload. Pentru a putea încărca, apăsăm pe țara noastră, respectiv România, și scriem telefonul nostru mobil. Și apăsăm Next. Am primit un cod, introducem codul. Și videoclipul nostru se încarcă. Mergem și deschidem telefonul pentru a introduce codul. Dacă nu am primit codul, apăsăm Resync Code. Am primit codul, introducem. Apăsăm Submit. Și în momentul acesta videoclipul nostru se încarcă. Zice că videoclipul a fost încărcat. Putem ca să încărcăm alte documente sau alte videoclipuri. Nu dorim aceasta, ci vrem să ne vedem profilul. No thanks, view my profile. Și vedem că videoclipul nostru a fost încărcat. Îl deschidem. Putem vedea câte vizualizări avem. Pare Academia Edu. Bine v-am găsit. Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația simbolul Edu. Vedem că deschidem în browser videoclipul simbolul s-a deschis .com. Și se derulează. Apoi ne întoarcem pe profil și dăm pe documentul încărcat. Și vedem că și acesta este postat și se deschide. Deci în acest mod putem să postăm pe Academia Edu atât documente cât și videoclipuri.
Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.